care mă simt pe canalul meu, numele meu este Adina și azi este momentul pentru un unboxing mai special. M-am hotărât și am dat comandă pe telefon. E un site, din câte știu eu, din Marea Britanie. Doar că acum când a ajuns colegul, am avut o putință pentru că era foarte scăzat din Spania. Partea frumoasă este că a ajuns în Spania, deci m-a dat comanda, deci mi se pare că nu au în perioada asta de pandemie. Altceva frumos a fost că a fost un transport gratuit, bine, poate și pentru că a fost doar un pic, pentru că am încătat o filmare, mă trebuie și niște deschide niște jurnale de artă trecerele cu hârtie 100% din BAC pentru acvarelă și acolo am văzut că dacă le vreau totul din transport, este probabil 500 de greutate, dar asta pentru viitor. Ce m-a atestat, de fapt, mă trebuiază de mult, au fost niște acvarele Roman Small, practic sunt niște acvarele poloneze, dar mult căutate și cu esențe foarte favorabile de la artiști din toată lumea, foarte răbdute. Sunt destul de răbdute, dar vin la potete de mărime întreagă, full band, nu half band, cum sunt majoritatea. Da. Sunt franțele de la White Knights, nu franțele de la Benedict sau Schlingel. Da. Mă zic, sunt practic de două ori mai mari decât un codec normal. Și iarăși ce m-a tentat au fost niște pensule Silver Black Velvet, la fel mult râvnite de către sunt pilotate ca fiind de o calitate excepțională, cu o precizie extraordinară a vârfului, o putere mare de absorbție și totuși o flexibilitate dată de vârful sintetic. Sunt foarte bine, foarte bine, să le încerc. Și de ce m-au testat foarte mult, cum am ajuns eu pe Jackson's, eu dai foarte mult, foarte sigur, foarte multe artiști, și nu numai din Europa, comandă de pe el, chiar și din America, deși costurile de continente sunt mai mari. Au prețuri foarte bune și materiale de foarte bună calitate și foarte variate. Și nu le-am găsit, nu, efectiv, aceste prețuri de calitate nu le-am găsit în România niciunde, nu sunt nici măcar pe Amazon, unde găsești mai degrabă mai ieftine, acestea chiar sunt destul de scumpe, adică undeva în jur de 20-25 de lire o peisură. Prețurile sunt în lire pe mine, pe și ziceam că nu le-am găsit, nu le-am găsit niciunde, decât dacă le-ați comandat de pe un site pentru a fi în Statele Unite, doar că de când pandemia mult nu mai lucrează în afara Americii și atunci m-am îndreptat către Jackson, plus că firma fiind situată în Anglia, respectiv Suedia, nu știu cum au făcut, dar n-am avut deloc taxe postale și vă ziceam și transportul a fost gratuit. Practic, despre această comandă deocamdată nu mai devine. Am făcut puțin de pauză și vreau să-mi fac o paletă personalizată. Aparelele Romoson le găsesc și la tot felul de seturi, 12, 24, 36 de lire maxim, dar au și codete individuale, multe, multe mi-au făcut cu ochiul, dar m-am rezumat la acestea 16. Iarăși un lucru foarte, foarte fain, mi s-a părut că eticheta este din hârtie de acuarelă și practic e ca un mix de culori, da? O încercare
site care încearcă culoarea pe etichetă, da? Și spun efectiv, n-am teste adevărate și nu spun și ce culoare am luat, atunci fac paleta mea personalizată și de vizită. Deci am luat Aureolin, care este un fel de galben, albore, flash pink, mineral violet, lavanda, ocean blue, phthalo blue, cobalt steel, phthalo green, cooker's green, aquarius green, olive green, queen of the gold, brown ochre, gray. Mi-a plăcut foarte mult, e un gris care merge spre violet, spre lavandă și sepia, bineînțeles, pentru că îmi place foarte mult. Da. Haideți să le încerc și da, îmi fac propriul meu papel cu sporturi și le așez de fapt, le așez în paletă, în prisă și revin să arăt ce aici. Am terminat de făcut ambalajele și am pus coletele în cutia. Adică cutia de la fel de cutare. Am făcut și un mic swatch card cu încercat culorile. Sunt într-adevăr extraordinare. M-a plăcut foarte mult bogăția de pigment și pur și simplu modul în care percepe scrie și îngranulează. Dintre ele mi-a plăcut foarte mult Adored. Din Violet, la fel, scindează în două note diferite. Lavanda, care este foarte bogată în pigment, este opacă. Pale blue și ocean blue la fel, poate fi foarte mult extraordinare. Aquarius green e un verde extraordinar, are o bogăție de nuanțe, de pigment. Da, cine este de un gold verde, o să fie un nuanț, am plăcut în toate paletele pe care le am. Aceste grize pe care mă spuneam, cindează într-adevăr între vin și sepia iarăși este foarte, foarte pigmentată. Deci, pe total, acum, la foarte mult, acum rămâne să fac un proiect și bineînțeles să filmez și să încerc să fac cu voi impresiile. La fel, pentru pensule, cred că necesită mai multe exerciții pentru a vă putea. Mi-a plăcut acest videoclip. Dacă vă interesează să vorbesc de noi și voi aceste produse, vă spuneam că este găsit pe www.gestindarea.com și timp de livrare e un livrat de rapidă în această perioadă. Lasă un like, subscribe la canalul